Deputatul PSD Florin Iordache a declarat ieri că există un proiect de lege privind grațierea adoptat taci de Senat, care se află în prezent la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Nu a fost stabilită însă data la care acest raport ar putea ajunge în plen. Potrivit acestui proiect, s-ar grația în întregime pedepsele cu închisoarea de până la 5 ani. Pentru anumite cazuri, chiar dacă sancțiunea depășește 5 ani, s-ar grația jumătate din pedepsa aplicată. Grațierea nu s-ar aplica însă recidiviștilor, dar nici autorilor anumitor categorii de infracțiuni. Potrivit proiectului, faptele de corupție ar putea face obiectul grațierii nefiind dintre cele exceptate. În data de 29 mai, proiectul legii grațierii a fost adoptat tacit în Senat, după ce termenul pentru dezbatere și adoptare s-a împlinit la data de 23 mai. Camera Deputaților este for decizional pentru această inițiativă legislativă.